Bazele SemTest BVN în Giurgiu de Mureș, județul Mureș, au fost puse în anii 70, cam în aceeași perioadă în care a început să fie dezvoltat domeniul și la noi, în Maramureș. Însă, spre deosebire de noi, firma are activitate și în acest moment. Are ca obiectiv principal asigurarea reproducției la bovine și suine prin însămânțare artificială și intensificarea procesului de ameliorare a raselor. O scurtă prezentare a activității acesteia scoate în evidență faptul că, dacă se dorește, se poate. Firma o gospodăresc 40 de colegi, suntem 40 de angajați, o echipă tânără, media de vârstă am putea spune în jur de 40. Avem 400 de hectare de teren agricol și avem peste 100 de tauri de fiecare dată, de tauri de cea mai mare valoare. Avem tauri care, probabil că dacă cineva ar veni și ar spune, îți dau 500 de mii de euro pe tauri sau 1 milion de euro, am spune, da, cu altă ocazie. Deci sunt tauri de mare valoare genetică, sunt tauri care îi aducem, deci nu sunt produși doar aici în România, îi producem într-un sistem de producere european. Punctul forte al unității îl reprezintă materialul seminal provenit de la tauri aclimatizați în România și riguros testați în Germania și Austria, iar seriozitatea și consecvența procesului de selecție și ameliorare se regăsește în nivelul de producție și însușirile de rezistență a animalului. Valer Sician a declarat pentru Teleplus Maramureș că firma dispune și de un exemplar de brună de Maramureș, însă nu din județul nostru, ci din străinătate. E de plâns, nu este așa, în condițiile în care bruna era ceva cu care județul nostru se mândrea pe vremuri.